Bună ziua! Suntem gata? Bună ziua tuturor! Conferința de presă de astăzi este dedicată subiectului stimulării angajării persoanelor cu dizabilități. În Republica Moldova sunt mai mult de 150.000 de persoane cu dizabilități. Majoritatea locuiesc în mediul rural și nu au un loc de muncă. Doar fiecare a cincea persoană cu dizabilitate din Republica Moldova, care este aptă de muncă, este și ocupată. În România, de exemplu, fiecare a doua muncește. În Estonia, două din trei persoane cu dizabilități sunt angajate. Statul Republica Moldova face prea puțin pentru a stimula angajarea persoanelor cu dizabilități și a ajuta atât angajatorii, cât și aceste persoane să se integreze pe piața muncii. Salariile mai mici, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate, lipsa oportunităților educaționale ajustate la nevoile acestor persoane, inaccesibilitatea clădirilor sunt doar unele dintre problemele care determină ocuparea atât de redusă a acestei categorii de persoane. Statul cheltuie mult pe tot felul de plăți sociale, în loc să investească în primul rând în instruirea și angajarea persoanelor cu dizabilități. Optica, din punctul nostru de vedere, trebuie schimbată. În ultimii ani au fost implementate un șir de măsuri pentru a încuraja angajatorii să ia la lucru mai multe persoane cu dizabilități. Impactul acestor măsuri însă este redus. În 2020, prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost plasate în câmpul muncii doar 215 persoane cu dizabilități, cu doar 18 persoane mai mult decât în 2019. Numărul persoanelor cu dizabilități plasate în câmpul muncii de către ANOFM este în continuă scădere din 2015. Resursele alocate de către stat pentru stimularea angajării acestor persoane nu se valorifică. Din cele 4,6 milioane care au fost alocate în 2019, s-au cheltuit doar 5%. Din cele 25 de milioane planificate pentru anul 2020, s-au cheltuit doar 10%. Cu alte cuvinte, bani sunt, dar aceștia nu sunt utilizați. Prin urmare, pornind de la recomandările experților, discuțiile pe care le-am avut cu asociațiile persoanelor cu dizabilități și cu unii antreprenori, PAS propune următoarele măsuri suplimentare pentru a stimula angajarea persoanelor cu dizabilități. În primul rând, vorbim despre un set de modificări la legea 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și a șomajului. În primul rând, acordarea dreptului angajatorului de a utiliza subvenția destinată amenajării locului de muncă nu doar pentru echipamente, ci și pentru angajarea unei persoane de suport și adaptarea spațiului de lucru. Astăzi, angajatorii pot cumpăra din acei bani oferiți de stat doar echipamente. Însă o persoană cu dizabilități, când vine într-un colectiv, are nevoie și de alte tipuri de susținere, printre care o persoană care să o ajute să se integreze în companie, mai ales dacă vorbim, de exemplu, de o persoană cu dizabilități de auz, are nevoie de un interpret mimico-gestual. Totodată, persoanelor cu dizabilități deseori au nevoie de adaptarea fizică a spațiului de lucru, de renovarea biceului, de amenajarea locului de muncă, conform necesităților pe care le au. Respectiv, dacă toți alocă bani de la stat, credem că ar fi bine că acești bani poate fi utilizați inclusiv în acest scop. 2. Majorarea subvenției prevăzute pentru compensarea salariului unei persoane cu dizabilități de la 30% din salariul mediu la 50% din salariul mediu pe economie. Această majorare va permite angajatorilor să acceseze până la 4.358 de lei pentru fiecare persoană angajată pe o durată de 6 luni de zile, ceea ce ar constitui cu 1.700 de lei mai mult decât astăzi. În al treilea rând, vorbim despre crearea unui nou tip de subvenție destinată compensării cheltuielilor de transport pentru persoanele cu dizabilități. Cu regret, în special în localitățile rurale, rețeaua de transport este așa cum este și nu răspunde necesităților acestei categorii. Oamenii, deseori, atunci când ne se oferă un loc de lucru, de exemplu, într-un centru raional, sunt puși în situația în care au de ales. Dacă vor să muncească, dacă vor să acceseze acel loc de lucru, trebuie să cheltui bani pentru un taxi care să le permită să se deplaseze până în centrul raional, în condițiile când maxi-taxările noastre și autobusurile noastre nu sunt adaptate necesităților lor, respectiv considerăm că subvenționarea acestor cheltuieli de transport le-ar fi de mare ajutor pentru a putea accesa și locurile de muncă care se află mai departe de casă.
Nu în ultimul rând, vorbim despre acordarea dreptului, inclusiv pentru angajatorii din sectorul public, de a beneficia de subvenția pentru adaptarea locului de muncă, având în vedere că prevederile actuale acordă acest drept doar angajatorilor privați. Din punctul nostru de vedere, o școală, un spital, o direcție raională ar trebui să aibă posibilitatea să acceseze bani de la stat pentru a-și ajusta locul de muncă la necesitățile acestor persoane. Astăzi, această subvenție este disponibilă doar pentru companiile private și nu vedem de ce trebuie făcută această distincție între sectorul public și sectorul privat, în special având în vedere că sectorul public în Republica Moldova este cel mai mare angajator și atunci ar fi logic și de bun simț ca și sectorul public să poată accesa acești bani pentru ca să stimulăm angajarea. Și, în ultimul rând, vorbim despre modificarea codului muncii prin excluderea interdicției de a angaja persoane cu dizabilități pentru o perioadă de probă. Prevederile actuale spun că o persoană cu dizabilități nu poate fi angajată pentru 3 luni de zile, pentru o perioadă de probă, așa cum pot fi angajați toți ceilalți. Intenția e nobilă a acestei prevederi, pentru ca să nu stimuleze concedierile abuzive, dar, cu regret, astăzi joacă mai degrabă rolul unui impediment, unei bariere în angajarea persoanelor cu dizabilități, pentru angajatorii, având prejudecățile pe care le au, nici măcar nu vor să-i ofere șansa unei persoane cu dizabilități pe o anumită perioadă de timp să-și încerce puterile în companie pentru a vedea ce poate cu adevărat. Și atunci, aceste persoane nu că nu sunt angajate pentru o perioadă de probă. Ele, în general, din start, nu sunt angajate. Excluderea acestei prevederi, după noi, ar elimina această barieră. Per ansamblu, toate aceste modificări nu necesită cheltuieli suplimentare și vor putea fi implementate din contul utilizării depline a resurselor financiare deja planificate pentru anul 2021, pentru că, după cum v-am spus, și în 2019 și în 2020, executarea bugetului planificat a fost foarte joasă, de 5-10%, respectiv, aceste măsuri ar putea fi finanțate din contul banilor care deja s-au bugetat și care tradițional de la an la an nu sunt folosiți. Per ansamblu, aceste 5 măsuri considerăm că o stimulează angajarea persoanelor cu dizabilități și credem că asta este cea mai bună soluție pentru a asigura integrarea lor în societate. Trebuie să le creăm condițiile pentru ca să lucreze alături de toți ceilalți în condiții egale și să stimulăm participarea lor în viața socială și economică a țării. Vă mulțumim!